am ales să-mi fac părul într-o parte cu aceste mărgele, să le pun în păr. Așa. Și știți cum e, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Nu mi-a plăcut cum mi-a stat, le-am dat repede jos și am încercat să fac altceva. Am vrut să-mi prind așa mai da, genul ăsta altceva, și înapoi okay. Pentru că n-am avut timp și da. Am plecat așa, cu el desprins. Asta sunt. Păi celelalte concurente au avut timp? S-a întâmplat? Păi dacă... Eu, de exemplu, nu am avut timp. De, în acest motiv, nu sunt gata. Dar din cauza Calinei n-ai avut timp? Nu, pur și simplu ne face într-o ordine. Avem o singură femeie la păr și eu am fost ultima. Dar asta înseamnă că sunt ultima, nu înseamnă că se și stă după mine. Și am fost ultima și am fost exagerat de grăbită și chiar le-am atras atenția. Da, important e să ne facă oameni. Și pe noi. Adică, ce trebuie să... Dar celelalte concurente, repar întrebarea, să... repet întrebarea, sunt aranjate, sunt în regulă, totul e perfect? Da. Da. Cum se întâmplă că din nou una sau două sunt nemulțumite? Păi nu, păi s-a stat mult la fiecare, vă spun eu, s-a stat mult la fiecare înainte. Fată și la sfârșit când să ne facă și pe noi, gata, haideți că filmăm. Cam cât ați avut la dispoziție timp să vă aranjați? O oră în care trebuia să și mâncăm, să ne retușăm, să ne facem și machiajul, să facem și părul. Și totuși să mănânci, să faci, să stai și după fete, să fie gata, că nu poți să o împingi, ia du-te tu că sunt eu acum, nu? Mi-am așteptat, mi-a venit rândul, hai că filmăm. O oră, vi s-a spus că aveți timp, în realitate, au trecut 2 ore. Știți asta? Bine, Calina se supără degeaba, ea avea doar baticul acela de prins, nu știu de ce a mai trebuit să-și facă și aranja și părul foarte mult. Puteai să-l prinzi direct și... Păi poate m-a pun jurații să-mi repede. Dau baticul jos și nu puteam să vin cu o... Nu știu, cu părul nearanjat. Când prezint o ținută, îmi place să fiu și pe dedesubt și pe din afară bine. N-am auzit cazuri să te pună să-ți dai baticul. Deci crezi că dacă nu și-ar fi făcut Calina părul, poate aveai și tu timp la dispoziție. Eu nu zic asta, dar... Păi asta spui. Eu sunt de părere că fiecare își face ce vrea. Am fi terminat mai repede. Eu zic că a fost inutil să mai stai să-ți aranjezi părul când ai depus un batic. Uite, l-ai prins, că pentru frumos, mine nu este inutil absolut deloc. Lăsând asta la o parte, puțin pentru început, Bianca, ai cam stârnit iadul așa în culise la jurați după emisiunea de ieri. Ia vino încoace să vorbim. Yeah. Bun găsit, Bia! Bine că vă văd din nou! O să te rog să mă ierți puțin, pentru că vreau să stau un pic de vorbă cu colegii mei. De ce v-aș certat, dragi jurați, la modul la care v-aș certa? Raluca, lasă-mă! Uite, mă, dă-te-a fiecare... Raluca, nu spune-ne... Tu gândește-te că fata aia... Raluca, zi! Nu-i spune-ne concurentă cu prăjita de schimțat botezată, pe bune. Mi-o faci pe aia dușmancă degeaba. Dar tu crezi că nu e dușmancă degeaba după noi, oricum? Pentru că mi-ar păsa, dacă ai idee. Pentru că nu-i spune-ne, prăjita de schimțat botezată, aia ce crede. Ia uite ce a zis Raluca. Păi o desfințeze-și oricum, ne-ar ajuta seama că o desfințase-și. Dar nu e o formă de desfințare constructivă, pentru că nu am nimic cu ea, nici nu o cunosc. Păi de-a mă, dar ele crezi că nu știu că eu făcut, dar tu crezi că eu, ele au făcut constructivă sau reconstructivă? Pentru că am făcut-o pentru Bianca, a vrut la Teo. Am făcut-o că aveam ceva cu ea, nici nu o cunosc. Nu, dar ce avem ceva cu ea? Știu doar că eu cântăreață a cântat bine, rău, Doamne ferește, nici nu domnule, dar nu avem nimic cu ea. Să văd dacă are și alte calități. Haideți să o punem să cânte. Dar nu, dar ideea e că nu-i spui asta, pentru că o să zici ce o să zică. Bănene, la prost îndrăcați, mă fac are ce? Să-mi vede. Acum, uite, la Luca zice, ai desfințat-o, botezat-o. Nu așa, n-am desfințat-o. Se chinuie îngrozitor, eu văd cum stătea acasă și haine, s-a concentrat cu cercelușul la oreche. Cred că atunci când a pus cercelul era Africa. Tu spui să susține, tu nu ai văzut că și-a susținut ce-a înțeles ea, ce-a susținut ea din... Dar tu ai înțeles că a zis cu plasticul de la pantofi, că ea a reținut că noi am făcut-o de bala copilor atunci când i-a spus de pantofi. Ea nu face diferența între pantofi de flexi care trebuie și pantofi care nu trebuie. Oricum știe. Tu n-ai văzut că ea a spus că ea are... Deci ce-a înțeles ea? La final, eu nu m-am certat cu nimeni. Tu nu te-ai certat, Moris? El nu s-a certat cu nimeni, el a avut niște probleme doar cu canapeaua. Noi doi ne-am cam canapeaua hâțână. Hâțână canapeaua? Dar canapeaua. Cei doi eu de ce au hâțânit? Eu și cu botezatul ne-am cam hâțânat. Păi ce s-a întâmplat? Eu și cu regele. Zi, rege, tu. Nu e adevărat, Luca. Hai să nu mai începem din nou, că e o altă emisiune, o altă zi, o altă... Și e o altă...
Da, nu, da, sunt de acord cu... Nu, astăzi n-am avem discuții, azi n-am avem discuții, dar ieri a fost altceva. Tu, ca jurat, nu spui că am desfințat-o și că am dărâmat-o, pentru că vrei să spun ceva? Și astăzi o să o fac la fel. Bine, astăzi poate sunt de acord cu tine. Păi atunci, hai să, da, hai că n-am intrat în jurizare, hai să nu ne mai certăm. Că na, nu, nici cu ele nu vreau să mă cert, nici cu acum mă cert. Da, ele știu foarte bine că noi nu le desfințăm. Că din punct de vedere stilistic avem de comentat, dar nu pe ea ca persoană. Ca și concretă sau altă concretă să înțeleagă că eu le desfințez sau am ceva cu ele. Nici, mie nu-mi pasă. Vreau să iasă de aici ultima, să fie cea mai stilată vedetă și atât. Nu și nu contează. Plus că vreau să facem un reality adevărat în care să ne distrăm, în care să vedem ținute, să educăm publicul, dacă asta vreau. Dar în niciun caz nu vreau să inducem în oroare, în oroare publicul de acasă, să creadă că am ceva cu ea sau... Păi, dar știi, dragă, toată lumea, că n-avem ceva, n-avem nimic împotriva nimănui, că... dar ținutele, unele, într-adevăr, trebuie desfințate. Acum, de ce să ne ferim de cuvântul ăsta? Eu am desfințat-o, am spus ce am avut de spus. Stilistic, nu pe ea. Da. Și... Deci n-am înțeles, mă, tu ai înțeles greșit, Bianca, ai înțeles că avem ceva cu tine, eu sau Cătălin sau altcineva? Dacă tu spui, ai desfințat-o. Nu. N-ai înțeles chestia asta. Nu sunt supărată, nu am înțeles absolut nimic. De ce? Pentru că noi ce discutăm despre haine, nu discutăm despre persoane. Mi-am asumat când am venit în această emisiune să fiu criticată din punct de vedere stilistic. Gata, hai să lăsăm așa, bun, vrei? Bine, asta s-ar putea să ne pun pe sentiment grav. Vedem noi mai târziu dacă vă veți pupa ori nu vă veți pupa. Unde mergi tu așa, Bianca, îmbrăcată? La Cluj s-a înființat un club nou și sunt DJ sub acoperire. Aoleu! Împreună cu Ianis. Sunt la început vezi, de drum. Ia vezi, Am văzut! La început de drum și prietenul meu, Ianis, vrea să mă pună cumva în locul lui să mixez în club. Cine-i dragă, Ianis? Păi, Ianis? Prieten? E un DJ celebru din cluburile din București. Eu dar acum ne mutăm la capitala studenților. Eu cunosc un singur DJ celebru în cluburile din București și din toată țara asta, Raluca Bădulescu. Mulțumesc! Da. Dar tu felicitări pentru... V-am văzut la sigur televizor. Sigur că știa. Mulțumesc! Da. Mulțumesc, dar tu știi chestia asta și ai văzut și că am avut un costum cristale multe de catifea? Nu am văzut foarte bine, am citit cumva presa și am văzut niște imagini fugitive, nu am văzut materialul, că era culmea să-mi dau seama că e catifea de la televizor. Da, așa, cu cristale multe ai văzut că era? Cristalele îmi plac și mie. Ah, v-ați îmi place pe stilul încărcat, îmi place... Da. Vino aici lângă mine să vedem ce spun fetele. Maria? Îmi place jacheta, mi se pare o piesă de rezistență. În rest, mie nu-mi plac tocurile, mi se par de dansatoare la bar, nu știu ce să zic. Nu-mi place ce ai pe cap. Accesoriul. Accesoriul, nu-mi place cum zic. Mi se pare prea mult. Headpiece. Headpiece. Părerea mea era suficientă jacheta, deja are așa și atât. Trebuie să sclipesc în club. Mulțumesc, Maria. Mulțumesc. Calina? Bună seara. Da, nici mie nu-mi plac deloc pantofii. În schimb, îmi place cum ai combinat salopeta cu acest... Dar tu ești supărată, Calina, sau așa vorbești în general? Nu, sunt puțin supărată, dai seama. Nu mai vorbesc așa. Deci, pe toate, noi vă știm și din alte emisiuni. Și în realitate am mai avut ocazia să vă cunoaștem într-o ocazie sau alta, să vă vedem. Da. Bă, nici nu sunteți așa leșinate în realitate. Aici nu știu ce aveți, nu știu... Vă emoționează lumina, faptul că sunteți la Bravo Stil, considerați toate că trebuie să dați bine la public făcând pe mimozele. Nu. Eu fiți, cel puțin sunt voi foarte emoționată. Ca oamenii, că de când ați intrat în emisiune, eu nu aud decât... Adormim! Ok. Vorbiți mă mai cu viață, fiți mai pline de voi, sigure pe voi, cu energie, cum vorbiți acasă, nu... Gata. Ok. Zice-mi. Da, spuneam că nu îmi plac deloc pantofii tăi. Îmi place foarte mult cum m-ai asortat salopeta cu acest sacou, de ce nu? Dar, într-adevăr, nu aș fi pus chestia pe cap. Mi se pare un pic cam mult. Și cam atât. Mulțumesc! E ok. Hai să vedem ce spun jurații, pentru că nu e așa. Raluca a sesizat deja oareși ce asemănări cu ținuta pe care a purtat-o și ea. Hai să îi ascultăm în fața lor, te rog.
Păi, Bianca, bine, felicitări pentru inițiativa asta de a fi tu DJ. Unu la mână. Doi, nu mai se merge cu CD-uri acum la club. Aici am setul. Am doar program de 45 de minute. Setul, ce nu mai pus pe stick sau pe ceva. Da. Dar programul e de 45 de minute, sunt la început, nu pot să mă duc cu stick-ul, să am o grămadă de melodii. Bine, fii atentă. Așa cum a spus Ilinca, mie mi se pare că, mai ales că suntem în anul 2020, ok, ne place cristalul, ne place strălucirea, ne place catifeaua, bun, ne plac toate astea la un loc. Bă, dar nu așa. Măi, am înțeles, iarăși, ai slăbit. Eu înțeleg cel mai bine ce înseamnă bucuria de a purta un overall din acesta mulat din cap până în picioare după ce am avut 120 de kg, pentru că o știu pe pielea mea. Dar toate piesele astea puse la un loc și mai ales că ieri să ne înțelegem un lucru, apreciez perseverența și dorința ta de a dovedi că ești o tipă stilată, că ești o tipă care ai ceva de oferit, care ai ceva de arătat și... Ești toate astea, dar nu din punct de vedere stilistic. Ținuta de ieri nu era bună. Iar ținuta de astăzi este îngrozitoare. Măi, Bianca, nu știu cum să fac. Fii atent. Mie nu mi-a plăcut nici ținuta de ieri și am avut și discuție cu regele meu ce de față prezent, pentru că am considerat că trebuie să fii încurajată și consider în continuare lucrul acesta. Haina este urât executată, este foarte sărăcuță, este amărășteniucă rău. Trei cristale amărâte. Păi, ori pui 500 metri de cristal, ori stai acasă. Îți spun sincer, ori stai acasă, go big or go home. Păi la început de drum e... Nu e la început de drum, sora mea, nu mai există... O să pun sute de cristale. Bianca, tu ești o artistă consacrată de mulți ani. Sandalele sunt oribile, oribile. În 2020, dacă vrei să faci o impresie, că vrei să te faci DJ, că vrei să te faci cântăreze muzică populară, că vrei să te faci cum te faci, bă, trebuie să fii excepțional din absolute punctele de vedere. Dacă nu... Mai bine nu mai pui niciun cristal. Deci trebuiau să atârne trei cristale. Zic tu pis. Nu mai bine era pe all black. Trei cristale puse și prost, că erau adânsi cum nu puse de aici. Le-am văzut. Și pe spate ne-am spus. Oribile, rău, vechi, urâte. Păi dragă, vezi că acum o să mă cert eu cu ea. Că aveam și eu pe ordinea de zi, aveam și eu două glăjbele acolo pe care să le fi scrisără. Să le fi lătratără, să le fi miaunatără aici la masă. Respectiv, abundența sau non-abundența cristalelor, care în cazul de față ele nu abundă, ci dezbundă, adică ce nu există mai multe dispariție. Cristale? Apariția, cristalele care apar prin dispariție. Exact. Doi, chestiunea sandaletei care are intenție de botină, care mi-aduce aminte de, cum o chema, dragă? Cosmari. Nu, dragă, cum o chema? Nentăta. La operă, cum o chema? Cici. Mi-aduce aminte Cici, o prietenă veche de ale noastre, exact. O fată foarte bună, o artistă, de ce nu? Dar, măi, le purta prin în ce an să fi fost. Să tot fi fost. Cât o fi fost. Și nu, fost. Adică, nu mă înțelege greșit, există piese ce prezintă Coana ta, de exemplu, de vreo două, trei ediții încoace, respectiv, cum asta mică, Raluca, da? Cu un iz vintage sau cu un iz retro, dar care pot fi aduse într-o actualitate. Dar nu orice piesă veche poate fi adusă în actualitate și să dă o conotație de retro sau de vintage. Eu acum ce să fac? A amuțit concurenta. Păi de ce s-a amuțit să concurenta? Auzi, dar ea concurentă nu mai amuți. Băi, Bianca, tu nu ești mută. Eu am văzut multe emisiuni cu tine. Personal n-am avut ocazia să ne vedem decât de câteva ori. Exact. Nu mai fiți mute. Vorbiți, vă rog eu din suflet că suntem la televizor, vă rog eu mult de tot. Vorbiți toate, spuneți și aveți de zis. Nu vă convine, dai cu CD-ul de pământ, te tăvărești pe aici, ne spui că e splendidă, că ți-ai uitat... Rămân fără melodii, eu am melodiile pe CD, nu pot să dau cu el de pământ. L-am luat ca și accesoriu, pe un lănțic. Pământ, practic, și fă-o ținută bună. Îmi plăceau și mie mai multe cristăluțe, dar dacă sunt săracă. Dar nu e vorba despre asta, măi, cum poți să o... De ce o dai la întors așa, că n-a spus nimeni... Aici vorbim de sărăcie versus bogăție. E vorba de niște aplicații pe o jachetă, exact. E vorba de o pereche de încălțări. De unde și până unde ideea că ai fi săracă sau bogată, ferească Dumnezeu. Încălțările, într-adevăr, le-am cumpărat acum ceva timp și nu prea le-am purtat. Ce? Încălțările. Mai bine nu le cumpărai, mai dai și bani pe ele. Nu le mai port. Nu le mai purta. Le scot din garderoba mea. Scoate-le. Singurul lucru care te avantajează este faptul că ai un corp acum foarte frumos. Da. După ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, ai un corp foarte frumos. Și trăsături foarte frumoase. Bine, da, da. Nu mai vorbim, ești frumoasă tu, dar ăsta e singurul compliment pe care pot să ți-l fac.
din punct de vedere fizic. În rest, dacă vrei să faci, nu neapărat să o copie pe Raluca, dar să faci din acea ursoaică pe care o ai pe tine, că nu poți să-i spun altfel, ceva spectaculos, luai franjul și puneai până jos, așa cum a făcut și colega, nu trebuia să o împopoțănesc toată cu franjurile în zona asta. Niște franjuri lungi, spatele la fel, puneai o mantie, făceai din de aici, de la terminația sacoului, o mantie, ceva, o chestie. Da, da, o găsim. Și ne luai mau, scoteai de pe cap chestia aia de Scheherazade de 1001 not de nopți, care nu se potrivește deloc și îți mai acoperă și fruntea și nu se mai văd trăsăturile. Și poate era bine, puneai altceva în picioarele, scoteai copitele alea, care arată ca niște copite. Și erai frumoasă, erai o frumoasă stilistică, așa ești frumoasă, repet. Și ne surprinzi cu, uite, așa mulată, nici nu-mi vine să cred că ai avut atâta kilograme, te ferici. Da. Mulțumesc. Hai să vedem calificativele totuși pentru Bia. Trebuie să ne dovedești, Bianca, multe și poți. Ăsta n-ai stil astăzi, mai zăpăcit, n-ai stil astăzi. Dar eu aștept să-ți dau bravo stil în alte ocazii. Mulțumesc. N-a fost să fie astăzi, Bianca. Poate data viitoare mă votează cei de acasă la 1206. Votați Bia, Păpădia, o să vă surprindă cu niște ținute bune. Dade. Indicativul meu este 7, așa că sper să ajung măcar la sufletele dumneavoastră și să mă urmăriți în continuare. Eu te văd că ți-ai pus zâmbetul de TV pe față, dar simt un pic că tremură vocea și văd ochii. Da, este foarte cald. Cred. De la căldură. Sunt în catifea. E cald. De aceea tremur toată. De la căldură. Aha.